Bogdan sau Bogdan. O să râd dacă 100%. E slav, Iusca a zis. Hai să mai slav, bucim o dată. O să vezi în gală ce vorbim de tine, Anca, bine? O să fie și gala asta despre Anca. Să nu fie de tot. Gală nu poate despre tine. Păi așa cred. Teatru, scuze. Nu înțeleg. Bă, cât a durat, bro? Dar cât a durat? Cât a durat? Mamă, stai film indian, bă, ești nebun? Cât a durat? Salman Khan, mai ceva. O să rotat-o din prima sau? Cât a durat? Mamă. Deci? Ce deci? Cât îți de ieftină? Nu, cât tu, dar cum, dar tu ai început, deci, cum poți să faci chestia asta? Cum poți să spui că îți dau o palmă? Cum poți să spui când tu știi foarte bine totul? Păi ce, și tu, s-a cum întâmplat? Știi tu, cum știi tot? Dar ce s-a întâmplat? Nu conta nimic, a, serios? Asta e teatru deja. Ce simt? Eu nu înțeleg. Dar și ea, îl pupă și imediat. Da, arat. Da. Da, nu așa. Acum ce arată? Ea face niște joculețe sus, sus la machiaj, a spus că nu puteți să-mi luați din că mi-mi place așa mare și nu știu ce. Și aici ți-l preț... Păi ori îți place, ori nu-ți place de tine. Îi place de ea. Păi numai, dar tu ai venit la mine, vrei să zic... Vrei să zic ce? Vreau să-ți cer scuze. Să-mi cer eu scuze? Da. Cum să-mi cer eu? De ce, uite, dacă te eu mi-am călcat, tu știi pe ce orgolii, băieții, vreau să o chem pe Natalia și toate astea de... Deci eu de nu ascult de nimeni, tu nu înțelegi faptul ăsta și cu Radu? Asta e nimic, dar tu... Dar eu nu înțeleg. Ba se ceartă, ba se pupă, ba ești ieftin după iara. Zic că sunt falsă. Păi, dar, babe, acum dar, te-am pupat, sunt falsă. Deci îmi place cum îi gesticulează. Ia stai, surine. Îl ceartă, îl ceartă acum, stai. Bă, da, și tot se ceartă. A, dar fii atent ce au făcut, ne-au luat ăsta, cum i-am zis noi, să o pupe direct, știi? Și s-a dus, a așteptat-o pe ușă, cine știe. Deci așa merge treaba la Bollywood. Wow, ce film indian. Și tot se cear, nici măcar pe canapă. Și acum ce melodie? Ia două chibarare. Hai să dansăm toți în spate, la familia. Ia. Ai rulos, baby girl? Stai un pic să zic o chestie. Deci faptul că eu cu tine am stat dimineață și am vorbit niște chestii și am făcut mult trecut după aia. Tu ai venit, babe? Tu ai venit? Poți să spun ce s-a întâmplat totul? Oh, dar la asta vorbea asta. Poți să fii ok, am înțeles. Faptul când tu ai spus mie, lasă-mi să vorbesc eu. Da, bine. Hai. Faptul când tu mi-ai spus mie tot timpul, mi-ar fi frică să unul să coboare și așa, ok? A fost momentul potrivit pentru că a coborât un băiat care, estetic, e tipul meu. Tău, da. Ce? Okay. Asta nu înseamnă că dacă și... Și tu poate întâlnești o fată care estetic nu e tipul tău, e top. Dar asta nu înseamnă că anulezi persoana care ai lângă tine. Da, am înțeles. Încă vorbești prea mult. Tu ești tipul meu. Perfect, dar eu tot timpul nu mă laudau cu fizicul tău. Nu am înțeles. Ce? Nu, tău. Ea face ca Kinga acum. Adună argumentele pe care le-am adus noi și le amestecat la Flavius ca el să nu înțeleagă de fapt nimic. Știi asta? Știi asta cum ai făcut? Da, dar te-am provocat, a făcut anumit. Puteai și tu, dacă erai atât de foc de mine, să-mi spui: "O, Anca, ce faci?" Păi ok, și focul, n-ai văzut că imediat s-a schimbat pe fața mea. N-am putut să fecuiesc asta. Imediat s-a văzut. Și a pus bandana la cap ca să nu să-l bată radiațiile. Niciodată, vezi că eu n-am spus băieților, tu asta cu Radu ce ai înțeles că mi-a zis Alex ce ai vorbit cu el, e fața, ascultă-mă puțin. Faptul că ce o zis Radu, zis că dai de... Și eu ți-am zis așa: băieții ăștia au zis 2 săptămâni continuă același chestii, că o să faci același chestii cum ai făcut cu toți ăștia și eu n-am crezut. Și eu am spus: eu tot dimuțat la tatpărare. Și tu mi-ai zis că am dat dreptate lor. Eu pot să fiu ultima. Eu pot să le dau așa dreptate lor. Eu pot să fac în așa fel încât ceea ce zic ei să fie adevărat. Dar contează cum tu te comporti. Anca, ai făcut asta. Da. Okay. Și faptul cum te-ai comportat a fost... Jură tu. Acum, deci fii sincer cu mine. Dacă eu făceam aceeași chestie cu Natalia, te supărai sau nu? Da sau nu? Nu te-am băgat în seamă. Bun. Deci gândim la fel. Ce crezi?
Fata, nu, ce faci acum? E așa făcut și cu Radu, l-a lins pe gât după ce s-o certa, gen. Nu, cu Radu a făcut altceva. Ea știe foarte bine cum se comporte cu bărbații, are destul de experiență. Știi că Flavius, fiind un băiat mai gagicar, mai așa, dacă îl mai refuză, dacă îi mai dă niște reci, dacă îi mai așa, îl aduci cu picioarele și pământ. Ai, fata, mă lași cu teoriile astea. Și îl ambiționează. Îl ambiționează pe Flavius, vezi că Flavius o sâmbre aici plângând după ea. Chiar dacă ea nu cine știe ce. Și Flavius a avut model în viața lui, poate cine știe ce a avut el în viața sutii. Fata, tu chiar crezi că pe Flavius îl doare atât de tare de Anca? Fata, bă, a fost un teatru interesant. Cine? Eu aș fi plătit biletele. Dacă era de plăcit. Și mi-ai făcut faza asta. Pe mine nu mă interesează că mi-ai zis că este cu ieftin, că prea puțin îmi pasă. Nu, pe mine mă deranja faptul când ai spus ce s-a întâmplat ceva sau nu a fost important. Păi da, pentru că așa mi s-a părut, adică gine sărutam nu, și tot. Nu, pentru că tu știi foarte bine. Da, știu, știu, exact. Și tu cu... nici nu trebuia să gândești așa ceva, când știi, tu știi că am stat aici. Eu puteam să stau în această casă, fain frumos, fără să suc pe nimeni. Plecam acasă, ceau și la revedere. Ok, 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 înțeles, am înțeles. Dacă am făcut-o, e pentru că simt, pentru că îmi placi și pentru că nu mă interesează că ești model sau că ai muș pe tine sau că ai fizic frumos. Nu mă interesează. Deci, ciudat pentru mine să nu-ți placă cineva cu fizic frumos. Ok, perfect, atunci caută-ți una care să te mă la fizicul tău. Și că vorbești de energie, zice că ești bun. Ce vrei? Omă nu se exprimă cum trebuie, pentru că și mie mi-e după aia. Da, se contrage cu asta, nu l-a trage. Când i-a trasă de statistul, a zis așa, Stai, nu s-a tras de sine estetic. Dacă ar vedea pe stradă, nu, după nu, el ar întoarce capul, dar după Flavius a spus că și nu e aceeași chestie, Estetic nu s-a trasă de Flavius. Așa a spus, fizic. Și acum a scris. Genial, a zis. Nu ești genul meu, dar s-a tras fizică de tine. Ce înseamnă da. Asta? Ce înseamnă? Acum a scris, nu i-a tras fizică. Ce înseamnă? Nu ești genul meu. Nu ești genul meu. Dar s-a tras fizică de tine. Nu ești genul meu, dar te iubesc. Nici nu mai știe, sincer, nici nu mai știe. Nu prea. Da, o. Nu știe, bă, nu știe. Ce-o fi și la aia acolo? Da. Ce vrei? Ce vreau? Da. Acum? Nu aici, nu aici, pentru că am un deja vu pe locul ăsta. Ok, da. Okay. Da. Pe mine nu mă interesează să vină la băieți, nu mă interesează să plac la nimeni. Okay. Nu, ce, eu ți-am spus anumite chestii, ok? Da, mă, și am avut încredere în tine. Ok, și înseamnă că nu mai ai încredere? Am încredere, normal. Pentru mine, pentru că faptul că ce ți-am zis e real. Pentru mine asta m-ar fi deranjat. Dacă tu n-ai fi existat în această casă, okay, dacă cu tine nu ar fi fost nimic, eu sincer îți spun, Alex... L-aș fi cunoscut. Da, da, perfect. Pentru că poate nu mă găseam cu el caracterial. Ok. Dar ție fizic, am înțeles, tipar îți place cum, exact cum îți place, dar cu puțină burtă pe asta. Dar cu el nu am atracția aia carnală ca a avut-o cu tine. Nu înțeleg. Asta mă dă peste cap, de fapt. Cu ce mă soluți? Cu pentru ce? Pentru atracția despre care vorbeam. Da, aia carnală? Aia carnală. Mă face întotdeauna. Și atracție fizică și carnală ce înseamnă, gen? Nu e foarte diferit? Atracție fizică e că doar nu mă e uit... E tiparul tău, ok, am înțeles. Nu mă uit că ai mușcă, ești așa, că nu mă interesează fizicul tău. Și tocmai de asta, dar tocmai de asta și asta e faza, că știi, ești orgolioasă și eu sunt orgolioasă. Tu știi cum s-a simțit să încalpe orgoliu ca să te chem în camera asta roșie? Am simțit că s-a rupt ceva din mine. Eu n-aș făcut-o niciodată. Da, știu asta, dar eu meritam o discuție gen sinceră cu tine, pentru că eu nu regret de asta nici la băieță, nu regret orice care a făcut Anca, că au zis că s-au jucat, că nu știu ce. Acum ai închis cu mine, nu? Ai spus tu. Da. Tu ca gagica mea, gen, tu așa să-mi faci în viață, gen? Nu. N-o să mă respect. Eu să le fac aici. Aici, de șo? E scandal, îl dau. Da, au fost teatru. Da, nu poți să-mi spui tu mie că aici, vai de mine, ce iubire. Nu, foarte, da, dar ea poate să-l atrag, că ea îl șmecherește așa, că... Dar nu mă interesează. Sărătul ăla nu a avut nicio valoare. Prea mult trebuie chestia asta. Păi ea repet pentru că... Păi trofeul trofeelor. Cum să zici, cu atât mai mult repeți, cu atât mai mult începe a crezi din asta. Nu, fata, la chestia aici și la Flavius. Flavius acum a trebuit într-adevăr să meargă să vorbească cu ea, să vadă cum îi, dar o să-i pace, că nu știu ce. Dar chestia e că Flavius nu ar plânge pentru nicio fată. Da. Dar cum se pare să sărutat așa? O fată, Anca face asta... Da, da, Anca a zis că nu știu ce la el să vorbească, că o să spună... Eu ce l-am zis că să meargă după... Și s-au sărutat, deci ceea ce au spus, practic, nici pe care ea nu a crezut. Da, e singură, nu știe ce face, cred că. Nu zic că suntem la fel. Nu zic că eu știam chestia asta. Da. Să plecăm. Și ce înseamnă că suntem la fel? Bine, cred. Acum! Ciao.
vorbim. Să fii cu minte. Ai grijă ce spui, dacă ai grijă ce spui la băieți. Păi nu conta nimic, oricum. Nu conta nimic, nu? Nu. Nu contează nimic, dar ce s-a întâmplat? Nu, ce s-a întâmplat?